Sasu și compania au câștigat întâlnirea în minimum de seturi. În primul act, CSM Suceava s-a impus cu scorul de 25-23. Jucătorii pregătiți de Victor Pancu și-au adjudecat următoarele două seturi lejer cu 25-21 și 25-15. Echipa locală de volei și-a trecut în cont astfel a doua victorie consecutivă de la startul actualului sezon. În următoarea etapă din seria de Est a Diviziei a 2, formația suceveană va evolua sâmbătă pe terenul celor de la Știința Bacău.